Festivalul de film european Panorama Europe, aflat la 11-a ediție, a avut loc la New York între 3 și 19 mai 2019. Panorama Europe este coordonat de Delegația Uniunii Europene la Națiunile Unite, în parteneriat cu Institutul Goethe și Czech Center New York, Bohemian National Hall. Festivalul a fost prezentat de Museum of Moving Image, în colaborare cu institute culturale la New York, ale unor țări din Uniunea Europeană, printre care și România. Țara noastră a participat la această ediție cu filmul Câteva conversații despre o fată foarte înaltă, în regia lui Bogdan Teodor Olteanu, film difuzat la închiderea festivalului. Opening Night a inclus prezentarea filmului Mademoiselle Paradis, o coproducție austriaco-germană în regia lui Barbara Albert, film în care rolul principal este jucat de actrița germană de origine română, Maria Drăguș, una din cele mai apreciate și de succes actrițe din Europa, cu o filmografie remarcabilă. Romanian TV of New York a participat la deschiderea festivalului și a luat interviuri actriței Maria Drăguș și organizatorilor. My name is David Schwartz. I'm the curator who programmed the Panorama Europe Festival, and we're having a great opening night. We showed the movie Mademoiselle Paradis, which is an Austrian film, but the starring actress, Maria Dragus, is German-Romanian. She has worked a lot in Romania. She made the movie Graduation with Christian Mungiu. And we're actually closing this festival with a really terrific Romanian film called Several Conversations About a Very Tall Girl. That's showing on May 19th. That's going to be the closing film. And it's a terrific movie. My name is Michael Heide. I'm the director of the Austrian Cultural Forum New York. And I feel very honored to have the film by Barbara Albert with Maria Dragus as main cast as the opening film of this year's 11th Panorama Film Festival here at the MOMI. The Panorama Film Festival is a European project. It's a fantastic showcase of European films. And I hope that you will have the chance to see lots of them. There will be among them also a Romanian production, and I'm looking forward for it. It's been an amazing evening to watch Mademoiselle Paradis with a great actress, Maria Dragus. She's absolutely fantastic. And I'm very happy as European Union ambassador to the United Nations here in New York to see such a product of Europe, someone that speaks Romanian, German, English and French, and who is very proud of her Romanian origins, of her German upbringing, of her Austrian experience now. And it's great. It shows the creativity of Europe, but also the diversity, the cultural diversity of the European Union. So I'm very proud for Romania, but I'm also very proud for Europe that we can show here in New York such a great piece of art. Suntem foarte bucuroși să participăm alături de ceilalți colegi din Asociația Institutelor Culturale Europene din New York, EUNIC New York, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului de Film European Panorama, și nu oricum, ci deschizând într-un fel festivalul prin, de fapt e un film austriac, dar în rolul principal e o actriță româno-germană, Maria Drăguș, care s-a remarcat printr-un rol extraordinar și în seara asta, dar și în rolul principal din filmul Bacalaureat al regizorului Christian Mungiu, și să închidem festivalul Panorama cu un film românesc, Câteva conversații despre o fată foarte înaltă, filmul lui Bogdan Olteanu. Deci o prezență românească de cea mai bună calitate, foarte vizibilă. La sfârșitul proiecției filmului Mademoiselle Paradis, curatorul festivalului, David Schwartz, a purtat un dialog cu actrița Maria Drăguș în fața unui numeros auditoriu care a pus întrebări. Vă prezentăm câteva fragmente din această conversație. So I spent lots of months with blind women, just studying how they, you know, gaze and trying to figure out how somebody who sees a little bit and somebody who doesn't see at all
moves their eyes, and because I was trained a dancer, I just started making choreographies with my eyes. What else? Well, could you talk a bit more about your collaboration with Barbara? So how did you first get involved with the script, and like what were the, your early conversations with her about like what she was trying to do with the film? Because it's a very multi-layered film. You know, it works on a very personal level, but I think it's also a really sharp social critique. Yeah, I mean, I was lucky to, have all that base because they did a lot of research when they started writing the film, and they had Catherine Rezitalis, who wrote the film, who is Haneke's assistant, who has worked with Haneke for a very long time, and they worked very closely together, and I could nurture from that because my part was more like the physical thing, and that was great because I could really rely on all the information that they had gathered. And with this, it's of course very complex and different, and they built whole rooms, like the room that you saw, the piano room. It's all like hand painted, and like it's all put up in like a castle and stuff. So that was crazy. And of course, it really changes the way that you move when you have a corset on or a huge wig that weighs 2 kilos. My work around the character, really, because she was really progressive. She was like a crazy feminist for her time, I mean, she was blind and still like she managed to finance herself all her life, and she even did like charity work for blind women and women in general. And then what was she like? I mean, you've now worked with some pretty amazing directors. I mean, not just Haneke, but of course Christiane Mungiu with Graduation. When I was playing in Romania, it was different because the director wanted, that was a film where I have to speak a very specific kind of Romanian as well. So he wanted us to speak the lines in a different way, like a melody. And when I worked with Haneke, he's super precise with language. Like he, at some point, doesn't even look at you anymore after like 40 takes. He just listens because he says, I can hear if you're bad or not, if your acting is right. So I think that's kind of like a connection that I have with melody and language that I think is just something that's so, essential to acting for me. I'm actually just curious to hear a little bit more about the graduation, about the Christiane Mungiu film, which is the Romanian film. Because that was, we were talking about this earlier, but that was largely written with you in mind. It's called Graduation. It's a Romanian film. It was great doing this, having the opportunity to work with Christiane. And when we met, he didn't have the script ready, and like after 6 months when we met again, he was like, oh, I wrote something and I would like, for you to be in it, and I think it would be great. And like turns out he like wrote it because he wanted to work with me, which was crazy. And then we started looking for the father in the film, so we cast that together. So I had like a whole different kind of approach to a movie that I had never done before, which is amazing. I really loved it. And then working from physical details, and it sounds like you take a very physical approach to acting, but could you talk about that a bit? Because this film is so great, and you do such a great job with really making us feel the inner life and transformation of this character. But I don't know, I'm just wondering if you could talk about your approach to acting. I mean, the thing with acting, which I think is great, is that it is a projection of the viewer. So I can do whatever or do nothing, and you will still see what you want to see. So I prefer to like just do nothing or like as little as possible so people can just see what they feel like they need to see. Romanian TV of New York i-a adresat câteva întrebări Mariei Drăguș în limba română legate de începuturile carierei, despre colaborarea cu regizorul Cristian Mungiu în filmul Bacalaureat, câștigător la ediția regie a Festivalului de la Cannes 2016, despre rolurile jucate în filmele The White Ribbon, de asemenea câștigător al Palme d'Or la Cannes 2009 și Mademoiselle Paradis. Eu am început cu actorie când aveam vreo 10 ani
Și după aia am făcut Haneke, Michel Haneke, am lucrat când aveam vreo 13 în Panglica Albă, ceea ce a fost primul meu rol, vreau să spun, mai mare, așa. Și după aia, deci până atunci nu știam că poate să fie o meserie. Pentru mine era așa joc mai mult. Și deci lucrarea asta mi-a dat mai multe informații și după aia am continuat așa în Germania să mai fac filme și am fost foarte norocoasă pentru că m-au chemat și în 2014 am luat un premiu la Berlinale care se cheamă Shooting Star și prin asta l-am cunoscut pe Cristian Mungiu, care m-a invitat la București să-l cunosc și iarăși am fost norocoasă și m-a luat pentru bacalaureat, ceea ce a fost imens pentru mine, pentru că eu nu m-am născut în România și nici n-am crescut acolo și deci asta era un vis întotdeauna să lucrez cu Cristian și iată, visul s-a îndeplinit și acum fac filme prin toată Europa și asta este un film austriac care a fost care l-am și filmat în Viena, de fapt, care a fost un film mai complex pentru mine, un rol mai mare, care a trebuit să-l pregătesc în timp de vreo 2 ani înainte să începem filmarea și da, și mă bucur foarte mult să fiu în New York, să-l prezint. Deci asta nu e ceva care fac foarte des, dar sunt oameni frumoși, e o atmosferă frumoasă. Am 24 de ani acum și de-abia încep să fiu și eu feministă și să știu ce înseamnă să am o voce și pentru mine asta înseamnă foarte mult, adică eu mă văd ca un cetățean european și văd asta ca un avantaj, adică pentru mine înseamnă că pot să comunic cu oameni și în România și în Germania, fie chiar și aici în New York. Planuri de viitor deocamdată sunt mai multe și trebuie de ales și îmi iau timp să aleg pentru că cred în asta să fie o lucrare frumoasă, o lucrare bine să fie cu oameni cu care pot să mă conectez, să fie ceva artistic, asta îmi place foarte mult să fac. Mamă, deci mă bucur așa de mult să fiu în New York și să vorbesc română, astăzi nu mă așteptam să fac asta și multă baftă, sănătate, numai bine!